în bucătărie am o tabletă, o chestie mai veche așa, și pe ea rulează televiziuni de știri. Și eu nu știu ce naibii făceam pe acolo. Curățam niște cartofi, mâncam, nu mai știu care era exact activitatea din bucătărie. Și la un moment dat începe un reportaj la Digi24. Un reportaj în care, mă rog, aia fata e o fată înaltă cu craj lungi și cu tocuri așa cu acolo, care când apare zici că iese din spuma mării ca Afrodita, așa, pac, la un moment dat, și începe ea și vorbește, e foarte serioasă așa, e genul de bitch, dar foarte serioasă așa, știi, bun. Și își flutura aia pe acolo rochița și cu tocurile și bla bla și începe să povestească și de ăsta legătura cu tare și ăsta, începe ăsta cu o chestie, eu am crezut, bă, oprește ceva acolo că mă aud încă o dată, Manu, ce naiba faci? Ba da, dă-le mai încet, așa, căștile lui. Bagă-ți-le în urechi, ca să zicem așa. Așa se întâmplă cu genii, se aud de două ori. Se aud de două ori, da, într-adevăr, salutavi. Fii atent aici. Și la un moment dat începe ăsta, un puști, ceva, 20 ceva, da, reportă de la Digi. Și ăsta începe să relateze, bă, dă, cum să spun, îmi cădea cuțitul de mână așa pe măsură ce l-au. Ce? Cita el nu știu ce studiu făcut de nu știu ce alt ziar de pe nu știu unde, că ăștia nu gândesc cu mintea lor, iau și îi traduc de până alte părți. Ce s-ar întâmpla în cazul unui atac nuclear pe care l-ar declanșa rușii și americanii? Și începeau că rușii mai întâi trimit o nucleară care nu ajunge până în America, e doar una de control, de calibrare, înțelegi, dar care distruge nu știu câte țări de până, sau ceva de până în Europa. Trimit și americanii la fel una de calibrare, care însă de asemenea nu ajunge neapărat până în Rusia, tot până în Europa ajunge și asta. După care ăsta vine cu o frază că de mi-a stat totul lângă, zice, după ce Europa este distrusă, bă, de parcă ce, că după ce este distrusă, nu știu, după ce s-a omorât musca cu pliciu, înțelegi, cam așa. După ce Europa este distrusă, încep, într-adevăr, lansările de rachete nucleare de pe un mal al Atlanticului, pe malul Atlanticului ăla de departe, așa, până spre capitala Rusie. Bă, ascultam, nu venea să cred, înțelegi. Deci, dar ăsta vorbea de parcă explica, l-am și admirat întrucâtva la un moment dat, că el parcă explica așa, tabla mulțirii, da? 3x3, 9, 3x2, 6, vedeți cum pune, 2x3, sau ceva de genul ăsta, că adunarea e comutativă, mulțimea la fel, de-astea clasice, de un soi de aritmetică elementară, n-avea omul nicio tresărire, nimic. Bă, de s-a ajuns să vorbească despre varianta unui război nuclear, ca și când am vorbit despre, hai să ne scărpinăm în cur, da, e simplu, da, uite, duci mâna la spate, încep, te scarpe și te-ai liniștit. Bă, un nebunic cu toții. Pe acest model m-am gândit, bă, dar de unde zic l-a apucat pe ăsta ce se întâmplă? Și citesc astăzi, în continuare, că eu cred că o luăm razna de tot. Până la urmă, o să stăm să ne gândim că, bă, dacă e să murim din cauza acestui război, da, pe cale de a se declanșa al treilea război mondial, bă, până la urmă chiar o merităm. Adică, cred că specia umană, dacă se va întâmpla chestia asta, eu nu voi ajunge la concluzia chiar că a meritat-o. Începem să ne îndobitocim atât de tare, să fim atât de tâmpiți, încât probabil că ăsta trebuie să fie final. Deci cam asta e ideea. Fraților, o mierlim, dar nu avem niciun fel de regret. Adică nu vine vreun asteroid să zici, bă, ce lume frumoasă a fost asta în care trăiam, ce oameni minunați erau, și a venit căcatul ăla de asteroid și s-a adus la extinția rasei umane. Nu, nene. Dacă e să vină la un moment dat să o nucleară dintr-o parte și din alta, chiar că le-am meritat. Citesc astăzi că, zice ăsta de la Serviciul de Informații Externe Rusești, citați de Ziua News, de Bogdan e cu noi, apropo să-l salutăm și pe domnul Comaroni, e aici cu noi. Așa, să trăiești, Bogdane, că Franța va intra în Ucraina cu 2000 de soldați, afirmă șeful serviciilor de informații externe rusești, da? Așa, asta este știrea. Acum, despre faptul că, ce a zis domnul Macron, că se pregătesc să intre cu trupe în războiul ăsta dintre Rusia și Ucraina, nu e vreo chestie pe surse, e o chestie din declarația făcută de domnul Macron. Dar mai nou, ca să înțelegeți unde duce lumea asta, domnul Macron a ajuns să fotografieze în felul ăsta, mă. Deci, transpirat și cu mușchii încordați, da? Deci, bă, Macron, ăsta, mă, golul răsunător, voi înțelegeți ăsta, da? Ne-i ca nimeni ăsta. A început să-și publice fotografii de mare luptător, de râd până și francezii de el, că tot articolul ăsta arată la un moment dat că ar fi vorba de fotografii cumva retușate. Mă rog, astea sunt meme făcute de francezi, da, apropo de domnul Macron. Așa. Și uitați-l, mă. Deci cum arată el de fapt în realitate? Da? Că asta e, băi, ce vorbești, mă?
Deci el e unde ăsta, dacă e 3 la leu, cum sunt în piață, când te duci acolo să cumperi la un dat pătrunjește, nu mai sunt 3 la leu, erau pe vremuri, acum sunt 3 la 5 lei, ți le dă aia, nu știu ce. Deci el e așa, bă, da, uitați-vă ce musculatură i-au făcut lui ăsta. Doar dacă nu cumva au fi băgat steroizi în el, că sigur poza din stânga pe care o vedem noi este mai de mult așa, din perioada în care cred că nu-și făcuse nici implant de păr. Că între timp omul s-a mai retușat pe aici, pe acolo, pe una alta, o fi de așa de vreo bucată mai tânără și i-a spus aia, bă, nu puteți să vii așa, cum te prezinți la mine cu floaștele astea în cap, pune-ți păr și pune mâna și du-te la sală. Da. Nu așa, că dacă marcă banul nu e nicio problemă. Exact, și asta e adevărat. Bă, în orice caz, suntem în această situație în care acest bulache, că nici nu știi cum să-i spui la un moment dat, iertați-mi expresia, de eu pe ăsta nu-l suport. Asta este, nu mă întrebați de ce, din multe motive. Nimeni nu-l suportă. Dacă citiți cartea lui Radu Portocală, Golul răsunător, deci vă veți înțelege că este de neexplicat cum un astfel de ins a reușit să ajungă președinte al Marii Franțe, în condițiile în care, doar dacă ne explicăm într-o singură chestie, e o chestie inventată de sistem și sistemul a zis, hai mă, nu contează. Cine ăsta? Emmanuel Macron. Ce e cu el, mă? Nu e nimic. Ce știe să facă? Nu știe să facă nimic. Îl facem președinte. Perfect. Asta este, niciun fel de problemă. Păi stați, dar știți care e problemă? Că e cu una care i-a fost profesoară, care nu contează, mă, lasă-l în pace. Aduceți-l aici, îl băgăm la Elize. Și s-a întâmplat. Deci asta ziceam și cu asta închid, dar vreau să trecem la comentarii, pentru că lumea o ia razna, iar povestea asta cu amenințarea nucleară, bă, frate, deci nu mai valorează două parale, mă, deci gata, vorbim despre bombe nucleare și despre, astea de parcă am vorbit, repet, despre mers în piața Matache sau mers la Antold, ca să trecem, facem legătura cu Clujul lui Tavihoan. Ești insinuant și pervers. Da. Nu mă așteptam, așa e, ăștia așa se transformă cu care au mașini electrice, dintr-o dată ia de jos, așa, și ba se aud în dublură de două ori, așa începe. Nimeni nu-i perfect. Eu cred că pentru a îmbunătăți și pentru a trece la un alt nivel cu acest mișto, apropo de electrica mea, nu-i mișto. Vreau să-mi iau trotinetă, mă, e bine că mi-au tăcut de electric. Aoleu, cred că aia va fi dezastru, deci abia atunci va începe valul. Păi nu, dar... Văd că o ține tot așa cu, bă, da, mașinile zice să trotinetiște. Măi, suntem invidioși. Bine, mașinile zice de un anume tip, repet. Nu există decât o mașină electrică în această lume, restul sunt încercări. A, da, cred că aia de, la Toyota a dat un plit la mașinile voastre. Hai să vedem. Bogdan știe mai mult. Da, știu, mi-a trimis și mie, o să vedem. Stai, că mai e mult până departe. Dar să revenim la domnul Macron. Băi, e următoarea. Băi, cum îți explici tu această lejeritate, măi, David, a vorbi despre nucleare, despre faptul că practic începe al treilea război mondial. Deci dacă francezii intră cu un contingent de 2000 de soldați în Ucraina spre Rusia sau un război dintre Ucraina și Rusia, intră practic în al treilea război mondial. Despre asta e vorba. Și să mai... O singură chestie foarte sigură pe lumea asta, că vom muri. În rest, nimic nu e sigur. Ok. Dar eu vă aduc aminte și celor care ne ascultă că un uriaș scriitor latinoamerican, Gabriel García Márquez, are o povestire mai lungă, așa, un microroman, care se numește Cronica de una muerte anunciada. Da. Cronica unei curți anunțate. Acolo, într-un sătuc, toată lumea știe că un tip, Baiardo San Roman, va fi omorât de doi frați, de frații Vicariu. Toată lumea știe, dar nimeni nu face un gest ca să-i oprească. Până și ăia tot vorbesc și tot se agită că omorâ. Bă, și ei așteaptă ca cineva să-i oprească. Bă, și totuși chestia asta nu se întâmplă. Și omul ăla, dintr-o chestie, mă rog, de onoare, de răzbunare, va fi omorât. Deci așa se întâmplă și cu România. Am știut de la bun început când a apărut Iliescu că ceva nu-i bine și că ne vă duce dracului. S-au perpetuat zi de zi s-au perpetuat tot felul de nenorociți despre care știam că vor duce România în gard. Așa s-a și întâmplat. Se întâmplă și acum. De ce ar fi altfel în cazul bombei atomice? Știm despre ce e vorba, știm ce produce, știm ce zice Rusia, știm ce... Și totuși nimeni nu face nimic, toți încurajează războiul. Păi la ce să ne așteptăm? Asta e. Deci până la urmă vom muri dintr-un accident, dintr-o figură a lui unui Macron care are mușchi mai mari decât sunt,
lumea asta va dispărea dintr-o prostie, știi? Când toată lumea știe că suntem în acest pericol, dar nimeni nu face nimic. Toți încurajează războiul. Păi la ce să ne așteptăm? Stai mă puțin, Gavi, băi, stai că se adună mai multe lucruri în chestia asta. Ursula von der Leyen scrie și Politico astăzi, nu mai stau să vă caut, deși s-ar putea să-l găsesc aici la un moment dat, că vrea să fie președinte de război și că trebuie să-i convingă politicii Uniunii Europene. Deci femeia e pe această variantă. În România începe construirea celei mai mari baze NATO și toată lumea aproape îi vedeam pe ăștia fremătând de bucurie. Deci, mamă, ce chestie mișto, mă, avea cea mai tare bază NATO pe teritoriul României și mai departe. Ce aveți, mă? Deci mie mi se pare că, bă, am luat-o, deci, pe bune. E o chestie din asta. Asta zic, toată lumea știe. Da, toată lumea știe că va fi război mondial. Că va fi, se va termina odată, dar nimeni nu face nimic să împiedice, ci din potriv mai rău. Atâță. Păi stai, mă, dar tu cum poți să trăiești cu chestia asta, Tavi? Iartă-mă, o discutăm foarte clar. Deci, cum trăim noi ca ființe umane știind că, bă, ne ducem dracu de la o zi la alta, da? Ăștia n-au nicio treabă. Au ei o idee că trebuie să... Da, nu ne întreabă nimeni pe noi nimic, mă. Pe noi, eventual, ne vor scurcircuita să nu mai spunem lumii. Da, în casă, într-o zi, vom citi. Tu citesc Marcheș, eu citesc orice altceva. Descontorul. Ce mișto. Da. Și și într-o zi, într-o secundă ne ducem dracu pentru că a venit nucleara de la Moscova sau că a venit sau a venit aia de control. Prima e de control, cum ziceam, toată chestia asta, nu? Da. Bă, nu cred. Cred că nu așa trebuie jucat meciul ăsta, iartă-mă. Da, repet, nu adică, depinde... Da, mă, zic, nu este nimeni în lumea asta la demonstrații pentru pace. Nu știu, mă, să iasă lumea să strige pace pe străzi, da? Milioane de europeni... Nu interesează. Toți se mint și spun că așa ceva nu se va putea întâmpla. Și... Da, toată lumea trăiește cu chestia asta. Nu se va putea întâmpla, da? Da, dar ce nu iau ei în calcul este că lumea este condusă în momentul ăsta de proști. Și e posibil orice. Când ajung proști la putere, băi frate, deci nu poți decât să-ți cauți un loc să te ascunzi. Noi suntem pârliți, n-avem bani să ne facem buncăre, nici nu cred că mi-aș face chiar dacă aș avea bani, că până la urmă lupta cu prostie este inegală. Niciodată. Deci prostia naturală este atât de puternică încât nu poți să o eradichezi nicicum. Așa că, într-un fel sau altul, suntem la mâna proștilor. Așa că aici am ajuns. Da. Bogdan, e rândul tău, mai ales că voi publicați în Ziua News astăzi povestea asta, care e foarte interesant, apropo de sursele rusești care vin și spun că Franța va intra în Ucraina cu 2000 de soldați. Da. Asta e începutul. Asta chiar că ar fi începutul. Da. Deci, băi, fii atent, deci toată lumea, dacă va fi așa, toată lumea va urmări ce se întâmplă în Ucraina, dar nimeni nu va face nimic. Adică e ca și când tu stai pe o cracă, vine un tip care începe să-ți taie craca așa încet, încet, tu îți dai și să prinzi o țigară, știi? Deci, asta. Bine, ca să nu mai vorbesc, chiar mă mai adaug atât, Bogdan, și îți dau cuvântul. Ieri am citit știri despre cum niște mercenari români, da, mulți, înțeleg, luptă deja, cum să spun, și au intrat ei până chiar pe teritoriul rusesc și dădeau declarații cum că rușii nu se pot apăra, înțelegeți, și că au frontiere de varză. Și eu mă gândeam, bă, mâncavași, bă, băieți, deci noi, ăia, cu o legeritate extraordinară, spuneau, noi luptăm acolo, nu avem nicio fel de treabă, suntem cu ucrainenii și mergem peste ruși și le omorâm cetățenii, eventual, în zonele de acolo, dar noi suntem niște mercenari și cu asta basta. Eroi. Bă, băieți, și ăștia îi luau ca eroi, exact. Deci toată lumea îi cita de parcă erau eroi din primul război mondial. Doamne, da. Cuțul Dumnezeu. Domnul Comaroni, vă rugăm, interveniți. Salvați-l. No? Mamă, e mult de vorbit. Zi. Deci odată e că, pe lângă, adaug la ce ați spus voi, mai apar știrile că UE anunță că economia Europei trebuie să fie economie de război. Deci ne urmează o perioadă de economie de război. Pe lângă astea că Iohannis se bagă singur în război, deci se cere la NATO, astea le-am vorbit. Am vorbit și de faptul că anul ăsta
Bugetul pentru apărare de la întreaga planetă o să fie de 2,9 trilioane de dolari. Anul trecut a fost de 2,2 trilioane de dolari, iar în primul an de război 2,01, deci ce ne duce spre un 7 trilioane de dolari numai pentru 3 ani de intervenții. Deci nu s-au terminat încă 3 ani, dar până la finalul anului, când va fi investită suma asta totală. Este o grabă pentru război, pentru că de la începutul anului, de la Davos, ai văzut, s-a dat legătura cu războiul. Da. Adică toți au venit. Cel mai iubit fiu al lui Schwab, Macron, a zis că ne trebuie la Europa, ne trebuie o armată proprie, că Europa trebuie să aibă o comisie de apărare de sine stătătoare, puternică, un fel de NATO mai mic, unde se pare că s-ar putea să ajungă Iohannis. Și că toată treaba asta trebuie să intervină, să dăm bani, noi România să punem bază, o să avem baze militare, tot. Pe de altă parte, Ucraina ne tot anunță că dacă se pierde meciul în Ucraina, urmează războiul nuclear. Surse de informații ne anunță că Rusia se pregătește pentru război cu NATO, ceea ce este și logic, nu? Deci dacă apare toată această chestie legată de război, de NATO, de tot, ce să facă Rusia? Adică să stea să aștepte sau cum? Deci Rusia, readuc aminte că are în momentul de față oficial peste 2900 și ceva de focoase nucleare, deci rachete, toată NATO la un loc are, e adevărat, în jur de vreo 4000 și ceva, deci aici e... Ne îndreptăm iar spre războiul rece 2, adică de asta să ne arătăm mușchii ca Macron la sac, venim să ne arătăm ce, care cu nucleara e mai puternic ca să fie stand-by-ul, dar această latură, acum, depărtându-ne de la poza asta și privind-o în ansamblu ei, de un pic mai de departe, vom vedea că are mai multe componente. Deci componenta asta militară de apărare pe care o vede toată lumea și care am mai spus că a trecut planeta s-o țină puțin în teamă pentru că planeta nu mai e speriată de la pandemie, adică când cu lupta cu dușmanul invizibil și după ce s-a demonstrat marele fiasco de acolo, planeta nu mai pune botul, ca să spun așa, la marea ocultă globalistă. Și atunci, pe de o parte, acest război cu adversarul deja vizibil, numai invizibil, poate produce panica globală de care e nevoie. Asta e fondul principal al pozei, pe care se derulează o afacere economică de grandă, de care vorbeam, cu înarmarea plus cele auxiliare pe care le-am prezentat. Avem în ziar și un articol de ieri care e foarte interesant cu șeful de la JP Morgan, care anunță că anul ăsta o să fie marea dedolarizare, ar urma o prăbușire a sistemului american bazat pe împrumuturi și ar fi o consolidare majoră a BRICS-ului, prin care China ar trece în fața, cu mult în fața economiei americane și BRICS-ul ca Uniune în fața Uniunii aliaților americani. Și atunci, văzând că ies ăștia la suprafață, adică purtătorii de cuvânt ai globalismului, marii bancheri, poți să-ți dai seama că moartea lui Kissinger, pe de-o parte, care oricum ar fost el cu urmea de criminal și anterior a contribuit la multe războaie și multe cotropiri americane, Kissinger pe chestiunea asta legată de Rusia era pentru negociere, pentru pace, pentru că în principal Putin era un produs al lui. La un moment dat a mai povestit asta, cum l-a luat, cum l-a dus la Davos, cum s-au cunoscut și care era ascensiunea lui Putin și cum a fost Putin creat să fie pus în Rusia acolo. Pe de o parte, deci Kissinger, care era mai pacifist, pe de altă parte, din punct de vedere economic, cel care ducea, era pentru ideea unui război economic, adică Jacob Rothschild a murit și el, iar în spatele cortinei sunt niște bătălii pe care dacă stai să le studiezi și le vezi, apar în pe internet din multe alte surse, e adevărat, în România nu, evident, nu s-o preocupă nimeni de treaba asta, o să constați că există o bătălie care are în fieful globalist două mari componente, componenta
strict economică, dar și componenta militară. Adică partea care spune că marele reset, de care tot au nevoie, nu se va putea produce decât în urma unui război, care, pe lângă părțile economice, adică rezolvă și schimbarea lumii și depopularea și mult mai multe și migrația și toate la un loc, este chiar un plan de război, pe lângă planul economic al celui de-a partea... Stai puțin, Bogdan, tu crezi, tu, punctul tău de vedere mă interesează în chestia asta, sigur că, așa, crezi că asta este ideea în momentul de față, că lucrurile, sigur, nu poți să declanșezi rapid așa, trebuie ușor, ușor să escaladeze toată povestea asta, să fie din ce... Crezi că există un astfel de plan care să ne ducă? Da, nu că chiar există, deci, dar nu că este un plan general, adică nu e îmbrățișat de toată oculta. Deci, ți-am zis, majoritatea acestei oculte este pentru latura economică, adică pentru tot ceea ce presupun niște războaie mai mici, multiproxy, ceea ce înseamnă o cursă a înarmărilor, reconstrucții financiare în zonele respective, adică de a promova această bulă piramidală a banilor, în care dolarul să fie în continuare principal, cu marile averi, cu tot ce se întâmplă. Dacă te iei, în schimb, după ce spune implicit și șeful de la JP Morgan și care atrage atenția că mari miliardari ai lumii au început să vândă masiv acțiuni, pe de altă parte, mari miliardari ai lumii își construiesc buncăre subterane și cumpără proprietăți izolate, deci în diverse locuri ale planetei, începând de la Zucă, merg cu Gates, cu ăsta de la Amazon, Bezos, Elon Musk, toți, deci sunt apar în mai multe, sunt subiectul unor investigații, deci nu zvonuri de tipul ăsta, apar în presa și de peste ocean. Deci în spatele cortinei sunt niște lupte pentru preluarea puterii și pentru cele două mari teorii. Teoria prin care marele reset se face prin a patra revoluție industrială și am tot dezbătut-o aici și care era ținută sub control, adică asta era calea dorită și calea care era mult mai blândă, contribuia și la ce vorbeam noi, cu aglomerări, cu orașe de 15 minute, smart city-uri, crize, succesiuni de crize care să conducă și să perpetueze averile astea, care altfel s-ar prăbuși dacă piramida asta nu și-ar pune bază după bază, dacă n-ar avea creșterea respectivă. Pe de o parte era privită ca o foarte bună chestiune apariția BRICS-ului, concurența care există cu BRICS-ul, partea Chinei și Indiei care contribuie economic la materiile prime și produsele din partea asta la alta globului. Deci a patra revoluție industrială presupunea un plan global, planetar, în care am existat până la pandemie și ușor, după în care toți liderii lumii erau într-o armonie cu tot ceea ce însemna acest plan al Marelui Reset, care ducea lumea în zona asta. După, începând de anul trecut și continuând după războiul ăsta fățiș, deci l-a văzut toată lumea, între Kissinger, adepții lui Kissinger și ai lui Soros, ca personaje care ies în față, a apărut și se perpetuează pe lângă ideea războiului multiproxy, adică ăla care este foarte benefic economic și am explicat de ce, pentru că sunt războaie locale, cum au fost în Africa, sunt în Gaza, sunt în Ucraina, sunt în derulare în multe alte locuri a planetei și ar trebui să se succeadă la un moment dat, să ajungă la o simultaneitate și să creeze o impresie de un al treilea război mondial prin confruntări ca multiproxy locale, dar care nu au un scop general universal, deci nu e ca un război mondial care împarte lumea în două părți beligerante concrete și cu scopuri bine determinate, ci aici există scopuri locale, interese locale, peste care marea ocultă, reprezentată de marile companii de investiții Vanguard, BlackRock și altele de tipul ăsta, contribuie după aia la refacere, contribuie la industria de armament și există această idee care era înglobată în marele reset inițial. Acum, partea asta puternic beligerantă, după dispariția ideologilor pe zona asta economică, în care am zis și de Kissinger, de Jacob Rothschild și mai mulți din familia asta,
inclusiv Duponții și Morganii, a apărut ideea că, domne, ce să mă așteptăm cu omenirea asta? Nu vezi că omenirea chiar ne pune în pericol pe noi ca stăpâni ai planetei, pentru că ar putea oricând prin revolte sau alte chestii să ne dea jos de la putere, adică să oprească acest mecanism în beneficiul BRICS-ului, care, iată, nu mai ascultă. Și atunci s-a creat pe la sfârșitul anului trecut și mai ales cu moartea lui Kissinger, și am reluat toate astea, a apărut noua teorie că Marele Reset ar trebui să se facă mult mai grabnic, așa cum s-a făcut în istorie și anterior. Adică totdeauna o resetare a noi ordini mondiale s-a produs în urma unui război care a fost mai mult sau mai puțin global. Adică pe lângă cele două mari războaie mondiale au fost și războaie de anvergură mare în colonii, în diverse locuri, care din punct de vedere local, pentru părți foarte mari ale globului, au schimbat și au resetat economic. Deci lumea acum de vilde și aduce mult mai puțin aminte că la un moment dat stăpânii planetei economic erau olandezii sau că la un moment dat spaniolii. Deci toată lumea are în cap că hegemonia britanico-americană, că la un moment dat mai știu că Franța a avut nu știu ce, dar lumea nu știe că la un moment dat, și de asta dau un exemplu, Olanda era o imensă putere economică, maritimă, tot ce însemna comercială, avea o influență și o forță beligerantă puternică. Și Bogdan, pe scheletul acesta... Acum îți termin imediat, că știu că vorbesc foarte... Subiectul e de așa natură încât... Bogdane, dar care e părerea ta? Știi ce m-ar interesa pe mine? Bogdan, care citește și foarte documentat în chestia, mie mi-ar trebui să-mi spună părerea lui după toate lecturile astea. Uite, Gabi Mărgărit îl întreabă pe Bogdan, zice, din toată povestea aceasta a lui Bogdan, eu nu înțeleg scopul final al acestei oculte. Vor să rămână doar ei, zice, poate îl întrebați. Uite, te întreb, Bogdane, ce zice? Bă, uite, scopul, eu am mai spus asta, vreau că el nu ne-a urmărit. Deci scopul final al acestei, a patra revoluție, că ambele căi conduc spre același lucru. Pe de o parte, teoria asta care e reluată, cu asta încheiam și de asta mai spun două fraze, încheiam ce spuneam anterior, deci că acest grup care privește ca Marele Reset să fie în urma unui război, dar un război global și nu nuclear, adică nu care ar distruge total omenirea, ci un război de amploare în care să se petreacă această simultaneitate de la trecerea de la război multiproxilă către un război de amploare care să împartă practic în cele două părți beligerante, adică vestul cu estul, reprezentând oarecum BRICS-ul contra Occident, cu evident interesele economice, financiare și globale. Acest grup are la bază ideea coloniilor, adică ei vor să înghețe cum ar fi planeta, să o înghețe pe structura fostelor colonii până la 1840 și ceva, până pe 70, adică să fie Imperiul Britanic care să, pe structura Statelor Unite, Australiei, Canadei, deci pe zona asta de colonii. Să fie ce mai poate avea Franța pe structurile respective și ce control ar avea în Africa. Rusia ca Rusia, China ca și China, Mongolia, toată partea respectivă a planetei. Singura chestiune este că intervin Statele Unite în această chestiune, care ar prelua rolul în ideea respectivă, care ar prelua rolul coloniilor spaniole. Deci atunci Statele Unite ar avea influența masivă în America de Sud, ceea ce vedem că o și are. Și s-ar împărți ca un centru al planetei, adică o inima planetei care să fie în zona... Cât de posibil e o chestie de asta? Și a Levantului. Eu acum spun ce gândesc, care, după ce îți prezint asta, spun ce gândești tu. Ce gândesc eu. Și acum, deci cele două planuri, că asta mă întreba cel care a pus întrebarea, ar fi așa. Deci ce văd e că ar fi lumea viitoare? Lumea viitoare e un fel de populație de tip calergii, adică aia în care se petrece o combinație de popoare, o lume metisă cu o populație absolut îndobitocită, spălată la creier, docilă, care s-ar supune și ar exista într-un număr de... după unii, între 500 de milioane până la maximum un miliard jumate, într-o populație care urma să deservească acești... deci ar trăi în această distopie, în această distopie în care numărul ăsta de care actualmente 1% și care conduce și care are seturi
repet, prin Vanguard, prin BlackRock, Berkshire și multe altele, deține peste 90% din asset-uri. Deci toate marile companii, cu toate, cu acționariate, cu tot, sunt practic în aceste grupuri de investiții. Asta este la vedere, sunt open source, poate să le caute toată lumea. Și că ăștia ar urma să își adjudece lumea fizică, efectiv, în terenuri proprietăți, ar face aglomerări de orașe de-astea de 15 minute și smart cities în care ar sta acești oameni care ar urma să deservească și să întrețină cât va fi nevoie un motor, așa zis, economic, urmând ca prin transumanism, robotizare, toate și tot ce ar fi avut nevoie de oamenii restului planetei, care ar fi putut fi o masă de manevră periculoasă, care ar fi putut schimba oricând această ordine globală, să dispară. Și atunci viitoarea lume, minunata lume nouă pe care o văd ei de la Huxley încoace, cu toți cei care au gândit-o și au structurat-o și toți ideologii din spate sau din față, o văd în felul ăsta. Acum, ce cred eu că se va întâmpla? Eu cred că lumea merge într-adevăr actualmente în direcția asta. Cred că bătălia asta care se dă, adică este clar că nu este de la etapa în care erau ei contra noi, adică nu era o bătălie care apărea fizic între părți ale lumii, acum are un moment de impas. Deci eu cred că ne aflăm într-un moment de pauză, după ce faza cu pandemia, faza cu criza energetică, faza cu crizele economice n-au mers și s-a ajuns, iată, la ultima resursă, cea a războiului, și încă o parte speră că pe fondul acestei război și a panicii o să se câștige și o să se instaleze pe nesimțite marele reset în timp, în vreme ce, ți-am zis, ceilalți n-au timp și vor să-l instaleze cu forța, să scape și de populația planetei, să scape de tot, și pe relansarea economică care ar avea loc după aceste confruntări multilocale, ar intra și marea revoluție tehnologică, tot exact ca după cel de-al doilea război mondial. Adică partea tehnologică a fost în timpul războiului mondial și mai ales dezvoltarea de după, așa este prevăzută și treaba asta, că după cel de-al treilea război mondial, care va cuprinde planeta pe focare, va avea loc și revoluția tehnologică, dar și o mare parte a depopulării pe fondul mai multor chestiuni legate de război, lipsa hranei, inflație masivă, devalorizarea banilor și așa mai departe. Am vorbit foarte Aș vrea să-i rog pe cei care ne privesc în momentul ăsta și nu-s puțin deloc, suntem 2600 în live în acest moment, vă rog să ne ajutați cu apăsarea butonului de like, pentru că am vrea ca acest dialog de joi să ajungă la cât mai mulți dintre cei care ne privesc. Tavi, fii atent, uite, îți arăt, apropo de ce spunea Bogdan, rapid așa, Manu, pune-mă pe ecrane, mă. Da. Bunkerul lui Zuckerberg, care e în Hawaii undeva, înțeleg, da, dă vreo 100 și ceva de milioane de dolari doar construcția, plus, bine, dacă nu e așa mare, 100 și ceva de milioane, da? Nu știu cât de adânc e, ce mă întrebi acum? Uite, mă întreabă Manu cât de adânc este. Nu știu, e adânc să n-aibă probleme. Eu nu știu, am un pic detașat de... Vreau să mai zic atât, Tavi, și te las imediat. Bă, poate nu întâmplător, trebuie să ne gândim de ce cel mai de succes film al ultimei perioade este Oppenheimer, adică despre creatorul, mă rog, bombei atomice, ca să zicem așa, și că poate și asta e o pregătire. Iertați-mă, nu vreau să vă adaug și eu la panica asta instaurată deja în lume. Bă, dar ăștia au început să vorbească, spun încă o dată, despre bombe nucleare și, în general, tot ce înseamnă distrugerea lumii, ca și când ar vorbi despre, nu știu, meciul dintre FC Voluntar și FC Argeș. Da. Așa, da, mă, nu știm ce o să numesc. Două echipe sunt slăbuțe, sunt cutare, dar asta este și, da, n-au niciun fel de emoții. Te rog, Tavi. Tavi, cu tine eram. Nu ne aude? Aud. Da, așa, cu tine, da. Păi ne auzi? Păcate, da. Da, da.
Pe lângă toată treaba asta a marii nucleare, deci care, și în care eu nu cred că se va ajunge la ea, se vorbește din ce în ce mai des de micile nucleare, adică de bombe care sunt, și asta într-adevăr creează panică masivă și după două, trei de-astea, adică clar lumea o să fie mai rău decât a fost în pandemie, bombe care au acțiune pe 2-3 km până la 4 și despre care s-a vorbit în urmă cu 2 ani, subiectul a fost abandonat și care din ce în ce este reluat în afară. Scuză-mă, Tavi, asta vreau să mai spun. Nimica, într-adevăr, e un proiect. Probabil că niște cretini au în vedere proiectul ăsta. Numai că, vezi, toți oamenii ăștia care, în fine, sunt oameni inteligenți, diverse specializări cu calculatoare, cu asta, dar ascund și o mare parte de prostie. Asta mi se spune de la filozofii din prima jumătate a secolului, că unde e multă minte și multă prostie. Întâmplător ăștia conduc lumea asta. În Europa, ce văd eu așa, stând și, mă rog, nefiind neapărat implicat în ce se produce astăzi, se vede clar și în Europa o încercare de remontare a vechilor imperii. Deci se vede. Ursula și tot partidul ăsta, ei n-au făcut altceva decât să favorizeze repunerea pe platoul european al vechilor imperii, austro-ungar, și asta pe bază a faptului că resursele se împuținează. De ce nu cred că se va ajunge la războaiele astea îngrozitoare și multe despre care vorbește Bogdan? Pentru că sunt la puterea marilor țări care au arma atomică, sunt proști. Unul din acești oameni nu se va abține să nu folosească arma atomică. Deci nu există acum un gen de suprainteligență care să garanteze că arma nucleară nu se va folosi. Sigur, pe de altă parte, pentru ăștia îi deplâng, pentru că băiatul ăla Zuckerberg, cu tot mușuroiul ăla sub care vrea să se ascundă, bă, când ies afară oamenii ăștia, cât ies? 1000, 5, 10, 15, 100 de mii de oameni. Bă, ăștia se vor plictisi îngrozitor, măi frate. Unu, trebuie să rămân cu propriile lor soții, ceea ce este îngrozitor, până la moarte. După aia, nu se nervic, e incredibil așa ce. Da, mă rog. Păi serios, deci de ce monoton, nu se vor mai putea da cu Ferrari-uri și cu Lamborghini-uri, nu-i mai vede nimeni, nu se mai pot duce în paradisuri la soare, că iară n-are cine să-i servească și cine. Deci va fi o viață îngrozitoare pentru ei și nu le va plăcea deloc. Eu pe asta mizez. Tavi, vreau să-ți mai arăt ceva. Mulțumim, uite, am ajuns la 2800 de oameni în live. Hai că trecem de 3000 ușor în momentul de față. Hai cu 3000, ca să zicem așa. Oameni buni, priviți. Deci o să vedeți, ieri ați văzut, sper că ați, sau cred că, ce anume? Da, vezi că nu pot să dau mai mare, mută tu manule puțin ca să vadă toată chestia. A, nu, se vede. Nu, voiam că nu pot să mai dau din nou. Nu se văd WC-urile. Deci fiți atenți. Ieri ați văzut, nu știu că ați văzut, dar dacă n-ați văzut, vă arăt eu. O să întâlniți, dacă scrieți bază NATO România, bă, o să vedeți niște titluri din alea care mai aveau puțin, parcă le văd pe ăstea din redacții, aveau orgasme în momentul în care scriau. NATO construiește cea mai mare bază militară din Europa în România, la Mihail Cogălnicianu. Vai, wow, ce chestie! Bă, fraților, da? Deci România o să aibă pe 2800 de hectare această bază militară la Mihail Cogărnicianu, da? Adică se mărește. Suprafața nouă, scrie acolo, va fi de 2300 de hectare. Deci mai sunt 500 acum. Aia, bun. Perimetrul de 30 de kilometri pătrați. Bun. Până la 10.000 de soldați vor fi aici, cu tot, cu neveste, cu familii, cu nu știu ce, trupele vin aici în toată chestiunea asta, da? Și vor fi, evident, la Constanța, la Mihail Cogălnicianu. Acum, eu aș vrea într-o țară normală, la cap. Normală la cap, mă! Bă, la cap! Deci într-o țară normală, la cap. Noi nu mai suntem o țară la normală. România e o țară de nebuni.
din punctul meu de vedere, sau de stafide, de inși care sunt niște din ăștia, într-un colț așa rocat, sau smochinii, nu mai au chef să facă absolut nimic, mai ales partea asta intelectuală, numai la bagii. Deci este ceva înfiorător. Sunt atât de dezamăgit de tot ce înseamnă oamenii cu cap în această țară, care preferă să stea și să o sugă așa câte o alună în fața televizorului și să zică, da, ce se întâmplă, se construiește o bază NATO. Până ar fi trebuit să avem și noi o dezbatere națională, mă? Pă bune, acum vorbim foarte serios. O dezbatere. N-ai cu cine, măi. Băi, stai, mă, David, o împins, da, mă, zic, bă, o dezbatere. Cine, mă, spune-mi un personaj care ar putea să declanșeze. Adică e bine, ăștia toți ne spun, este bine, mă, e nemaipomenit. Bă, poate nu e bine, de ce? Poate devenim țintă piept, s-o facă bulgarii, mă, ne lipim și noi de ei, dacă e ok. Păi, frate, tu zici bine. De veselu. E bine? E bine. Bun, ok, avem scut. Nu vreți, mă, voi bulgarii să faceți la voi baza asta NATO de 10.000? Poate era o idee. Sigur, ori să zică, dar ce are, bă, ce e rău dacă... E bine, bă, că avem bază NATO. Bă, dar de ce e bine? Puteți să-mi explicați de ce e bine? Care e ideea? Adică, dacă era la bulgar, de ce era rău? Dacă e la noi, de ce e bine? Care, să-mi dea și mie, uite, bă, îi rog pe cei care privesc în momentul de față, scrie, e bine pentru că, nu știu, va dudui economia. Da, vom avea... li se insuflă că suntem mai protejați dacă ăia cu armele. Și da, suntem mai protejați. Asta. Suntem mai protejați. Mă, ascultă-mă, dezbaterea pe orice temă a ce privește România este binevenită. Dar pentru asta trebuie să fie niște tipi care să declanșeze această dezbatere. Noi avem o clasă pe politică de lași și genunchiați care așteaptă ordinele de afară. Deci la noi nu mai sunt posibile dezbateri. Eu nu înțeleg de ce lumea asta nu vede că la noi nu se mai dezbate nimic, se iau hotărâri, se dau legi, bă, nimeni nu mai întreabă pe nimeni. Mă, elvețienii acum sunt două fire, cresc mai înalte cu 3 cm decât celelalte, bă, se face un referendum. Nu, mă, la noi nu mai contează. Noi suntem angajați. Noi am găsit și noi un proiect de țară acum care se numește Ucraina. Bă, nimeni nu ne întreabă, băi, bine, voi românilor, să-ți dea de acord, că sunt chestiuni, bă, uluitor de grave în existența unui popor. Nu, mă, ei primesc ordine și le transmit mai departe. Exact după cum povestea Bogdan, coloniile. Deci se reinventează coloniile. Noi am pășit primii, ne-am aruncat în genunchi de la bun început în fața Uniunii Europene și Americii și au zis, bă, uite, noi nu mai contăm. Faceți-vă treaba, transmiteți ordinele, aduți aminte cu Barroso și cu Ponta. Băi, frate, deci aia a fost o încordare națională și un cutremur național, mă. Când vine un pârlit de oriunde din Europa și îți dă ție pe hârtie și tu zici, da, domne, am înțeles. Băi, frate, cum se întâmplă chestia asta? Dacă pentru un pompopor din ăsta de nevertebrate, cum am ajuns noi în momentul de față, dacă mâine totul e la ordine, înseamnă. La noi dezbaterea este anulată. Eu mă mir că, sincer, mă mir că noi mai funcționăm pe canalul ăsta. Funcționăm, am spus-o fără să ne victimizăm. Într-o zi fie ne taie, fie ne împușcă, fie ne se pune piedică. Mă rog. O să m-a întâmplat și asta. Mă doare era să zic unde, ca să nu mai vorbesc cu râd, că au și dreptate. Care chestia, idei, am început să vorbesc cu râd pentru că nu mai suport, mă. Deci de asta este. Am început să vorbesc pentru că, bă, mi se pare că e singura metodă prin care la un moment dat mai atrage atenția asupra unor lucruri. Măcar să mă înjura. Da, mă, dar trebuie să atrage atenția cuiva. Să sesizeze cineva că li se atrage atenția. Bă, dar și marea lui... Dezbatere avem și noi. O dezbatere, mă. Pă, chestii foarte importante. Ei, Robert, lasă-mă cu dezbaterile, mă, că noi spunem. Dezbatere. Bă, de 100 de ani știm fraza asta celebră. Este de ajuns ca oamenii buni să nu facă nimic ca răul să se întâmple. Noi ca popor nu facem nimic și răul o să se întâmple. Degeaba vorbim noi, degeaba cei care ne urmăresc sunt în accepțiunea a ce spunem noi și sunt aproape de noi. Dezbaterea nu se face. Noi vorbim, ei ascultă. Porcul trece mai înainte și vine vine Ursula și spune, bă, ca acum, zice, băi, trebuie să ridicați prețurile la benzină și la energie. Cârâie cineva ceva? Vorbește cineva despre asta? Bă, trebuie să vă închideți minele de cărbuni. Au cârâit cineva ceva? Nu. S-a făcut vreo dezbatere publică? Da. Un întreg popor este malversat de acești nemernici care ne conduc la ordin. Face cineva ceva? Unde sunt toți oamenii buni din România care nu fac nimic și răul se întâmplă. Despre asta știi care
Știi care e partea cea mai proastă? Că pe lângă faptul că în baza asta super militară de la Cincuc, am văzut păreri de astea în care erau de tipul, hai bă, ce contează, că sunt doar 10.000 mă, de asta militari. E de la, asta e de la Cogălnicianu. Asta e de la Cogălnicianu. Păi o asemenea construcție, mnezic vorbind și psihologic vorbind, asta atrage războiul. Bă, tu aduci ca și când pui un paratrăznet, sigur că va trăzni în el. Da. Te rog, Bogdan. Care s-au zis, stai mă, ce mare lucru, sunt doar 10.000 de militari, doar 10.000. Adică da. Militari care sunt... eu vreau să reamintesc că în bazele astea militare NATO și care se fac de structura asta va fi armament nuclear. Da? Deci când s-a spus foarte clar că în urma acestor chestii de război și dezvoltării bazelor NATO înspre Rusia vor fi dotate cu armament nuclear. Da? Deci acești 10.000 de oameni deservesc baze care au armament nuclear, care au foarte multe avioane la dispoziția tot. Și dar pe de altă parte, știi, se vorbește ca și cum asta ar fi singura noastră bază. Tu ai mai amintit de Veselul, care e cu baza antirachetă, care are și ăla și care vine nu știu cum. Dar anul trecut, dacă ți-aduce aminte, se vorbea cu mare succes că baza de la Cincu, deci o bază care este de NATO de tot în zona centrală a României, a fost dezvoltată, mărită, definitivată și că este o super bază, nu știu cum, în care vin și există deja prezență militară străină din Franța. Mai există baza aeriană de la Câmpia Turzii. Deci noi avem baze NATO în România, în momentul de față, deci pe lângă Cogălnicianu, de Veselu, Câmpia Turzii și Cincu. Mai avem alte baze militare, e adevărat, mai mici, care sunt pe structuri administrative mai mult, dar sunt cele patru baze militare de forță care vor fi dotate cu avioane, armament nuclear pe teritoriul României. Normal că în momentul în care tu te duci către un război care este... fie că va fi războiul rece, adică la granița cu Rusia și în care bagi în România deja patru baze cu foarte mulți militari și cu armament nuclear sau, dimpotrivă, faci zone de lansare a unor rachete cu rază lungă și medie de acțiune, dar care să dea focoase pe suprafețe mici, adică acele bombe nucleare de care aminteam, sigur că pune România în prima linie. Deci, toți ăștia care se bucură că noi vom fi apărați, cum a zis și Tavi, deci sunt absolut cretini. Toți care spun că, stai domne, că avem și noi câteva zeci de mii de militari ai NATO, adică asta e doar ca să ne apărăm. Cu ce să ne apărăm? Pentru că armamentul nuclear, deci ținta va fi, deci va transforma România într-o țintă de primă mărime, orice structură și orice bază militară de pe teritoriul României. E adevărat, că aici vreau doar să te completez, că se presupune că pe lângă portul Constanța, că despre asta nu se vorbește și despre marile investiții pe care le bagă în portul Constanța tocmai ca să-l militarizeze, pe lângă Burgas acolo și pe lângă Varna, deci astea care să fie la Marea Neagră și care să fie pe o linie de apărare militară față de militarizarea Mării Negre prin apariția Rusiei, care ar continua spre Odessa și alte zone, și cu a treia mare putere, care nu se știe în momentul de față, că aici e marea necunoscută, ce va face Turcia, o Turcie care nu primită în Uniunea Europeană, care s-a declarat de partea BRICS-ului și care dorește să intre în BRICS, ceea ce ar fi incompatibil cu prezența militară în NATO. Și în același timp, ce vreau să mai spun la prima intervenție ca să adaug, deci marea disperare și cu orice chestiune este ce se va face dacă va ajunge Trump la putere în Statele Unite, pentru că Trump s-a declarat de mai multe ori a fi un, din punctul ăsta de vedere, pacifist, a spus că dacă el ajunge la putere și atunci imediat retrage toată acest sprijin pe care îl dă Statele Unite către Ucraina, către război, către partea asta de economie militarizată, și mai mult el atrage atenția că în cazul în care el nu ajunge, adică un mesaj pe care îl dă mai departe, la fel cum a fost și mesajul ăsta de la Morgan, că în Statele Unite ar urma un război civil de amploare și că în momentul ăla scapă totul de sub control. Asta am spus-o doar în ideea că
se dorește ca partea asta cu instaurarea într-o primă fază a unei amenințări continue nucleare, a unei alarmări și a unei posibile unui posibil stand-by prin construcția de baze militare și aprobarea de fonduri nemărginite să se deruleze mult mai rapid decât a fost prognozat. Și ai văzut că dacă anul, la începutul anului ăstuia sau la sfârșitul anului trecut se vorbea despre un potențial război cu Rusia prin 2028, un potențial război cu Rusia în următorii 7-8 ani, spuneau alții, da. Și nemții coboruseră spre 5 ani, acum s-a coborât la 2025 la final, 2026 și că de aia se spune că trebuie să trecem la economia de război, trebuie să fim pregătiți, trebuie să avem baze militare, armament și toate astea. Iată că dacă nu ne-ar fi privit pe noi România, că sunt, se fac chiar la noi pe teritoriul nostru, poate că ar mai fi fost cum ar fi fost, dar de asta nici eu ca și tine nu pot să înțeleg bucuria pe care o pot avea unii că România devine practic teatru posibil de război și potențială țintă. Bogdane, nu, eu vreau să fiu foarte bine înțeles. Eu, ceea ce reclam, și mai spun încă o dată ca să fie chestia asta, este absența în societatea românească, în țara numită România, a oricărei, nici nu mai spun dezbatere că poate e prea mult, bă, fraților, un dialog pe această temă. Deci toată presa din România, toată societatea civilă din România, toată societatea politică din România ia aceste chestiuni ca pe un dat. Da? Dom'le, ia bază militară. Wow! Adică sunt interesați de aspecte de genul ăsta. Cât de mare va fi? Dacă va avea WC-uri multe? Vor veni și cu soțiile? Wow! Va fi un nou drum de acces? Vai să construi... Despre asta e vorba, mă? Băi, e vorba despre mai mult de atât, mă. E vorba despre niște schimbări profunde care au loc în politica noastră internă și externă. Păi, bă, pe astfel de chestiuni, pe astfel de aliniamente se poartă dialoguri, discuții de mii de ani în lumea asta. De la țări mici sau imperii mari, întotdeauna când a fost vorba de astfel de schimbări, da, au fost întrebați și aia din cetate. Bă, voi ce ziceți? Mai construim un zid la cetate? De ce? Păi ar fi nevoie, da, bă, dar asta presupune costuri, presupune așa, cu tare și ce. Sau mai dărâmăm un zid la cetate? Adică întotdeauna trebuie să lucrezi cu cetatea. Unde, mama, naibii, au dispărut, mă, toate lucrurile astea? Unde sunt? Unde-s dialogurile pe aceste teme? Adică despre Macarena sau despre orice alt rahat în țara asta se discută, se consumă energie, se aduc emoții pe micul ecran, se plânge, se râde, se înjură, se dă în cap. Bă, dar pe chestiile mari, iartă-mă, Tavi, mai zic atât, pe chestiile mari nu dă nimeni doi bani, nu discută nimeni nimic. Unde sunteți, m-ați murit cu toții? Mă, visul tău este frumos, dar de la Bruxelles s-a dat tonul spre constanță și liniște. Deci, nu vezi că Ciolacă toată ziua vorbește despre stabilitate. Deci, proiectul României acum, proiectul numărul unu este Ucraina și doi este stabilitate. Deci, unde vrei tu când ți se dă ordonă de la Bruxelles stabilitate să mai faci dezbatere publică? Deci, dacă oamenii nu se trezesc și văd că stabilitatea pentru România înseamnă taxe, impozite, sărăcie, amenințări de tot felul, asta e stabilitatea care ne-o dorim? S-au închis 6.000 de, sau cât, 6, da, 6.000 de întreprinderi private. Îi doare undeva. Dar noi trebuie să păstrăm stabilitatea, bă, să mai moară și altele. Da. Vor urca taxele. Pentru ei asta e stabilitate. Și să vină aia să instaleze aici bivouac de militari și asta înseamnă stabilitate, bă, ca ei să-și prezerve... Lasă-mă pe ăștia care... Bine, acum vorbim de implicare. Noi avem 3100 de oameni, 800 și ceva de oameni care ne privesc și 890 de like-uri. Ăstora... Întreabă-i dacă ei vor să... Ne e greu să apese butonul ăla de like, mă înțelegi? Deci ce vorbim de implicare? Da, mă rog, las-o așa. Fii atent aici. Deci știrea e așa, ca să ne înțelegem foarte clar. Mai pune o dată pe asta. România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Alo? Bă! Deci ca să ne înțelegem, România nu construiește, nu știu, un coteț. Construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Gogule, Ioane, Cici, Florino, treziți-vă, mă. Da?
Deci, în România, bun, e minunat? Ok. Bă, hai să discutăm de ce e minunat. Hai să vorbim. Hai să așezăm la masă, în o societate civilă, trează. Iar visez. Da, visez. Iar visez. Bine. Nu va fi niciodată o dezbatere când cuvântul de ordine este stabilitate. Mă înțelegi? Ce, mă, dezbaterea înseamnă să destabilizezi ceva? Nu, da. Da, de ce, mă? Da, da. De ce? Da, pentru că hotărârile sunt deja luate și tu, prin dezbatere, vrei să vezi dacă ele sunt bune sau rele. Iar facem, noi... ca la vaccin, da? S-a da, mă, ca slugile. Da, păi... da, e bun, îl facem cu tare, n-ai înseamnă niciun, nu mai e loc, păi, de dezbatere. Slugă... Mă, nimeni nu îl interesează, băi, în Imperiul Roman, sclavii aveau dezbateri, mă, frate? A, bă, parcă... atunci, suntem sclavi, mă, stavi și nu păi, așa. Da, suntem, mă, dar ce suntem? Dar eu ți-aduc aminte că Iohannis, vrei dezbatere, a spus că el candidează la NATO, ca și cum asta e așa, deci te duci și zici, bă, candidez la NATO. În numele României, da. În numele României și a românilor. Care, bă, cine te-a întrebat pe tine, mă, dacă... Da. Și românii care... Înțelegi? Bă, singurul, deci... care poate să facă o dezbatere de asta este analistul militar de la Antena 3. El, da, ar putea. Neapărat, la înțelegi. Vreau să vă arăt o situație uluitoare. E să leagă cumva cu lumea în care trăim astăzi. Deci, pe scurt, poate ați mai văzut știrea, dar cei care n-au văzut-o, ca că sunt mulți oameni care nu se uită la televizor și nu știu dacă s-a difuzat neapărat până alte părți. Deci, una are un apartament în Ferentari, o femeie. O să vedeți, o femeie simplă, bun, până zăbrăuți pe acolo, dacă vă duceți acolo, e nenorocire curată. Niște blocuri de alea, fără canalizare, fără nimic, să cacă, ea ajunge direct în subsolul blocului, ca să ne înțelegem. Adică n-au mai au țevi, nu mai au nimic. Din când în când vine o vidanjă, bagă la subsol vidanjă, așa. Bun, nu știu dacă blocul ăsta neapărat era din categoria aia, dar eu am fost în campanie electorală când candidam pentru primăria capitalei, eu le-am văzut acolo, te doare minte, nenorocire curată. Bun. Deci, dincolo de asta, femeia avea un apartament în Ferentari, da? Se duce și într-o zi să, nu știu, să șteargă praful, să mai deschide ferestrele, că fisul era plecat în străinătate, apartament, ea stă locuind în altă parte, s-a dus să vadă ce mai e cu apartamentul ăla de acolo. Și când se duce acolo, cum veți vedea în secvențele astea pe care le afișăm acum și le difuzăm în momentul ăsta, a vrut să bage cheia în ială și a zis că a constatat că nu mai e iala aia ei, că e o gaură în loc de ială și că e iala schimbată și până la urmă, ce credeți? A găsit acolo o femeie cu 6 copii, da? Care pur și simplu a intrat în apartamentul respectiv, l-a ocupat și a zis, eu stau aici. Da? Ia, uitați-vă ce zice femeia asta când s-a dus și a găsit acolo apartamentul ocupat. Priviți! Mi-au schimbat iala, tot mi-a decupat ușa, deci și spune că a închiriat o noră de-a mea, care eu nici nu am pipăit pe acolo, dau de găurile care le-a făcut, le-a tăiat rotund, de-a putut să schimbe butucul. Spunea că nu m-au văzut niciodată, ca și cum a fost o casă în paragină, că căsuța mea a fost ca o floare îngrijită, cu tot strictul necesar, așa, și deci iau acum toate condițiile. Bă, faza tare este că asta a chemat poliția, înțelegi? Și poliția a zis că nu are ce să fac. Și un avocat, Cristian Iene, întrebat în astfel de chestii, zice, purtătoarea de cuvânt a Poliției Capitale a zis, s-au deplasat polițiști care au efectuat cercetări la fața locului, cercetările este în continuare de secția 18 sub supravegherea parchetului pentru infracțiunea de tulburare de posesie. Dar unul nu a putut să-i dea afară, iar Cristian Iene, avocat, zice, poliția nu poate evacua persoanele respective fără o hotărâre judecătorească de evacuare. Cererea de chemare în judecată poate dura câteva luni de zile și din hotărârea pronunțată de judecător printr-un executor se vor evacua persoanele de acolo. Acum, eu vă întreb pe voi cei care priviți acest podcast și noi vom comenta aici. Bă, voi cum ați fi procedat în situația asta? Deci închipuiți-vă că, nu știu, plecați la, nu la mare, plecați două luni de zile, nu știu, vă duceți undeva, aveți treabă, da, locuiți la țară, da, și vă duceți la, și lăsați apartamentul la București, bă, da? Și când vă întoarceți acasă, vreți să intrați și acolo este o familie, 6 inși, nu știu, contează. Și ce zici, cine sunteți, mă, voi, ce căutați aici? Păi noi locuim aici, de ce? Am intrat și locuim, pur și simplu. Aia mănâncă de la voi, dorm în paturile voastre, au nicio fel de treabă. Nu vă închipuiți că ar fi imposibil. Chemați poliția, nu? Că, în mod normal, vrea să-i omor, dar într-o societate din lume civilizată, nu-i omor.
Și ăia vin și politici și spun, dom'le, nu-i putem evacua, ne trebuie ordin judecătorești. Bă, ați nebunit. Da. Dar ai văzut ce, păi, încadrarea acestei fapte este tulburare. Da. Păi nu-i tulburare, băi, tată. Aici nu-i tulburare. Tulburare de posesie. Păi nu, nu, nu. Deci dreptul la proprietate este tulburat, nu este anulat. Deci tu nu e furt, mă. E furt aici. Da, aici furt, da, da, da. Furt, deci, ca să vezi, deci asta a început de la Iliescu. Bă, Iliescu, cretin și porcul ăsta, bătrân, bătrân și andrama stalinistă, băi, el s-a ferit întotdeauna, întotdeauna să tot căcat pe el, că zice, statul protejează proprietatea. Nu, bă, garantează, băi. Nu știi ce luptă a fost pentru schimbarea acestei mizerii promovată de Iliescu cu protejează dreptul la proprietate. Că uite-ne, scrie oamenii și eu am pus și eu în intro. În Spania, zice, e la ordinea zilei și nu-i poate scoate nimeni afară. Deci vin migranți, bă, intră în casele ăstora, dacă n-au apucat să închirieze, dacă nu știu ce, intră să așează acolo și poliția le poate... A, uite, să-ți scrie cineva, dacă ne urmărește cineva din Suedia, așa. Să vezi că în Suedia, și dacă vine unul la tine în curte, la tine, mă, că stai la casă, da? Intră în curte și își pune cortul, îi pune cortul și se așează pe în cort, cu tine în casă, tu nu poți să-l dai afară. Deci în toată societatea asta occidentală... Neomarxizată. Aia neomarxizată, da. Da, păi asta este și dorită, mă. Radu Gabriela, în Italia au fost ocupate proprietatea privată. Care au venit pe mare cu bărcile, e nebunie ce se întâmplă aici, ne zice cineva din Italia. Bă, nene, da. Deci proprietatea privată trebuie să nu mai existe. Deci proprietatea privată. Corect. Iar corect. Peste tot, asta a fost gândită, cum a zis Stavi, și mai ales o serie întreagă de legi au fost că și la noi legea, să știi, protejează chiriașul, nu proprietarul în caz de litigii. Și doi la mână, știi ce mai trebuie spus din știrea pe care ai spus-o tu? Că ăștia a venit poliția și a întrebat dacă au contract de închiriere, pentru că i-au spus că ei sunt chiriași. Păi n-au. Păi trebuia să-i dea afară, vă, instant. Păi da, pe loc trebuia să dea, pentru că hai să zicem că în baza unui contract poliția putea să spună, bă, nu putem interveni. Nu putem interveni pentru că nu știm adevărul de partea cuie. Poate i s-a năzărit chiriașul ăsta, proprietarul vrea să ne dea afară abuziv sau ceva în afara contractului care, uite, prevede că timp de 30 de zile sau cine știe ce dacă prevede. Ori, nu numai că n-aveau, au și răspuns aia. Au zis, păi ce, voi vreți contract în ghetou? Așa a zis. Da, dar ghetou nu există contract. Așa. Dar nu există contract. Bun, deci în momentul 2, poliția, în mod normal, trebuia să-i dea pe aia afară. Auzi, dea afară, Bogdane, și să constate Bogdane, furtul. Să constate furtul, păi, de proprietate. Spun, bă, deci dacă eu, să zicem că sunt un hoț și mă duc, intru la Tavi în casă, el e la piață. Înțelegi? Eu mă duc să fur de la Tavi din piață. Nu prea ai ce, numai cărți. Nu contează, să știi că te ești. Vreau să-ți fur două rafturi de cărți. Le-am pus frumos în saj, nu știu ce. Tu când intri în casă, mă găsești acolo. Da? Și eu, ca să scap, ca să nu zic că nu sunt hoț, zic că eu locuiesc aici. Tu chem poliția și ea zic, păi băi, ai niște saci în care băgai cărțile. Păi voiam să le șterg de praf, mă, ce este stâmpit, eu locuiesc aici. Da? Eu n-am venit să fur. Înțelegi? Deci, bă, frate, mi se pare situația, nu că e de un absurd. Robert, privirea, da? De ansamblu este că se există neomarxismul, luptă acerb împotriva tuturor drepturilor și libertăților umane. Deci dreptul la proprietate, dreptul de a cumpăra cu ce bani vrei tu și cu ce card, dreptul de a merge cu mașina, dreptul de a fuma, dreptul de a face orice, încep să fie săpate într-un ritm extrem de alert. Uite, Eduard Grosu zice așa, am pățit la fel ce în Bacău, acum 10 ani, zici. Noroc că vărul meu e sau a fost șef la masca și i-a dat afară. Menționez că sunt în Canada de peste 25 de ani, bineînțeles că am vândut imediat. Deci, bă, fraților, dacă mai aveți proprietăți pe la țară, vă spun eu, în momentul ăsta se va întâmpla, asta va deveni un fenomen, fiți atenți la ce vă spun. Case pe la țară, v-au murit părinții, nu le-ați... Bogdane, ai și tu o proprietate, să nu zici naiba pe unde e, așa. Bă, te trezești la un moment dat că te duci acolo. Păi acolo trebuie să ne retragem noi, măi. Bă, dar te trezești că sunt unii acolo și tu nu o să zici, bă, cine sunteți, mă, voi, ce faceți? Păi ce sunt să fim? Noi locuim aici. Păi cum locuiți? Avem o problemă, Bogdane. Vine aia la tine acolo și ne anulează retragere. Acum eu întreb așa, în astfel de condiții, nu e mai bine mă, ca la american, ca au dreptul ăsta de a purta armă? Vezi de ce l-au trecut, mă, în Constituție? Acum înțelegem de ce. Că dacă aveai un pistol în buzunar și te duci acasă și găsești pe unul care a intrat pe proprietatea ta, da? Îi tragi un glonț în picior, uite, nu în cap, înțelegi? Da, corect. Da?
ca să nu fie, zică lumea, Doamne ferește, așa, și ăla sigur că pleacă în momentul ăla în cârjă, dar pleacă, sau pleacă cu salvare, l-ai scos de acolo. Și zici, bă, a intrat pe proprietatea mea. Asta e proprietatea mea. Da? Și tu dovedești. Am proprietate, uite, actele de proprietate, am găsit pe unul pe proprietatea mea. Și am tras un glonț în picior ca să plece de pe proprietatea mea. Da, corect. La noi, acum, bă, eu mă gândesc că dacă asta femeia, că cineva zice, bă, eu luam doi băieți din ăștia mai nu știu cum și intram peste ei cu bâtele și scoteam afară cu bâtele. Bă, ține bunit. Te trebuie că te iau, asta o să se ajungă. Pe tine te iau cu cătușe la secție și te vor duce acolo la un moment dat și vor zice, bă, ai... nenorocit o familie. Nu, dar trebuie să fim foarte atenți și cei ce ne urmăresc să gândească foarte bine, pentru că fiecare pas pe care neomarxismul face și în România se face cu încercarea de a ne anula toate drepturile. Dreptul de intimitate, ni se ascultă telefoane, vom fi filmați, dreptul de a circula mai mult decât 15 minute, dreptul de a plăti cu cash. Deci încet, încet este o luptă împotriva drepturilor fundamentale ale omului, care îi deranjează foarte mult pe nemernici ăștia. Da. Neanicu, pe vremea lui Neanicu, știi că nu aveai dreptul să ai a doua proprietate, știi? Deci, deci asta s-ar putea să devină în Uniunea Europeană, odată cu migrația, o directivă. Directivă. Și spun de ce. Noi astăzi am publicat, nu numai noi, deci a apărut în presa de afară, un studiu care spune că țările bogate au o mare problemă cu fertilitatea și că nu mai pot să susține economia internă, da, și că trebuie să deschidă granițele migrației. Deci trebuie să aibă migrație deschisă. Migrație deschisă înseamnă că nu mai ai treabă cu viză, cu nimic. Deci vine unul de unde vrea el și vine în țara respectivă. Dacă vine în țara respectivă și intră într-o casă. Își ia o casă. Da. Dacă se dă o lege de protecție acestei migrații, pe ideea că tu, Tavi, eu, Comaroni, Robert, nu noi decidem, ci e pentru binele țării, că fertilitate, nu ne susținem economic, populația decade, da, în țările bogate, atunci, deci revin la planul Calergi care se face pentru Uniunea Europeană, iată-l în acțiune, iată-l în Statele Unite cu marea migrație despre care se vorbește foarte puțin, deci cea la granița cu Mexicul este ceva de neimaginat. Așa? Deci o să fie o directivă în care zice, domne, dacă ai a doua proprietate, trebuie să o cedezi pentru migranți. Da. Și nu mai ai voie să o deții. Adică o să fie directivă, vorba lui Tavi. Poate face ca în timpul comunismului și îți bagă un buldozerist în casă. Da, bineînțeles, deci... ai prea multe camere. Câte camere ai tu? Da. 3, păi voi sunt tortul cu România mai trecut. România mai trecut prin. Știu că tu ai vrea, Tavi, să-ți bage vreo două cititoare, dar vorba ta, dacă îți bagă un betonier cu betonistă. Lui place să ruleze cititoarele, să aibă, înțelegi, nu poți să, dacă îi bagă. E ca și când îl însori de două ori dacă ai băgat două în casă. Da. Băi, asta va fi cel mai trist, să știi. Că da, am înțeles. Anularea drepturilor va duce la un mare haloim ăsta. Anularea din ce în ce mai mult a drepturilor... Da, ia închipuie, Tavi, fii atent, să-și închipuie lumea. Știi că atunci când s-a făcut, când au venit comuniștii, lumea nu știe, mai ales ăștia tineri, știi? Când li s-a dat 24 de ore să își ia verile, să elibereze casele cu naționalizarea cu tot, să-ți închipui în momentul ăla că ar veni o directivă de la Uniunea Europeană care ar spune așa, zice, toți românii care au două proprietăți își pot alege una, în care din ele să stea una, iar a doua să o cedeze migranților. Deci închipuiesc că asta devine, se anunță la televizor într-o seară. Da. Așa au făcut și comuniștii, băi frate. Deci idealul ăsta marxist pe care îl afișa Iliescu, cretinul ăla, nu vine să-i crăp capul cât de bătrân e, băi, mi-aduc aminte cu câtă fervoare apăra el, statul protejează proprietatea. Toată lumea, Ticu Dumitrescu și toți, nu trebuie să zic că și Constantinescu, statul garantează proprietatea. Auzi, băi, Tavi, dar mai e ceva, mă, fii atent aici. Tu îți dai seama în ce lume am ajuns să trăim? Pe vremuri, eu mi-aduc aminte, am locuit într-un bloc cu 10 etaje la Pitești,
Noi nu încuiam ușile, mă, pentru că vecinii noștri toți acolo, așa toate chestia aia, deci trăiam, intram de la unii la alții, eram, dar eram vecini. N-ar fi fost de imaginat ca vreodată un străin intrând în bloc și nu era cu interfoane ca acum tot soiul de chestii, să nu vină un vecin să-l întrebe, dar mata la cine mergi, dar ce, nu știu ce, să nu se știe. Deci toți eram camere de la vederi. Eram toți, nu existau camere de la vederi, dar eram toți foarte atenți. Păi era o chestie de comunitate. Bă, era un bloc, repede, nu era un sat. Deci tu îți dai seama că în momentul ăsta asta ne arată cât de atomizată este până și microcomunitatea de la nivelul unui bloc. O fi el ferentar, nu știu ce cu tare, da? Dar bă, totuși niște vecini acolo. Stai mă, e casa lui... Ăla a dat o gaură, deci nu a intrat forțând ușa un pic în noaptea. Nu, nene, locuia deja acolo. Nu dumne. Băi, Robert, da? E mai grav. Da. E mai grav pentru că s-a dus la pont, pentru că tu închipă-ți că nu vine o familie corect, cu 6 copii, da, ia o scară de bloc și bate corect. De la ușă în ușă, pentru că femeia asta n-avea ușa descuiată să intre ăștia și să monteze iar. Deci ăștia au spart proprietatea, au spart-o, au intrat prin infracție, na? Deci ca să fie ca la poliție, au spart proprietatea la pont, a zis cineva, bă, ai liberă, bă, n-aveți nicio treabă, intrați acolo. Or, mai fi luat și niște bani pe pont, da? Orice, deci aia, deci cu atât mai grav este dacă analizezi treaba în sine, deci, da? Pentru că poliția vine, nu poate să-i dea afară, deși se constată intrarea, ai spart, ai schimbat butucul, ai spart ușa, te-ai dus, ai luat cu japca proprietatea unei persoane. Deci despre lumea asta vorbim, în care lucrurile astea se vor petrece și la noi din ce în ce mai des, cum spun că sunt în Spania, cum spun că sunt în Italia, în Franța și în Suedia și în alte țări, în care nu vei mai putea să-i dea afară pe acești oameni din casă și mai mult ca sigur pe aia va deveni o regulă. Da. Păi, fraților, deci ca să morala acestei emisiuni este asta, care s-a rostit de 100 de ani. Are cam 100 de ani, are. Atâta timp cât oamenii buni nu fac nimic, răul se va extinde. Uite o carte mișto. Milorad Pavic, Patru de hârtie. Unul dintre cei mai mari scriitori sârbi. Citiți-o că va fi o încântare pentru dumneavoastră. Bă, citiți-o, dar în același timp aveți grijă dacă mai aveți ceva proprietăți, nu lăsați neînchiriate sau ceva, că vă treziți naibii. E un film corean, cred că mi-aduc aminte, Parasite. Parazitul îi spune la un dat, cu unul care se duce într-adevăr și locuiește tot așa, într-o casă a unora. E senzațional filmul. Corea de Sud, cred că l-ai făcut. Sper că nu greșesc. Dar la asta m-am gândit. În orice caz, ne oprim aici. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Tavi, ca de obicei, o bucurie ziua de joi, să ne vedem, să ne auzim. Și pentru noi. Oameni buni, însă, încă o dată, implicați-vă chiar și în forme de astea, cum se spun, mici de genul, dați un like acestui podcast dacă v-au plăcut actorii de astăzi, bufonii sau cum vreți voi, spuneți-ne cum vreți. Noi purtăm ca de obicei niște dialoguri aici foarte sincere, uneori destul de contondente, totodată și cu niște cuvinte mai grele, dar le purtăm cu mare sinceritate, autenticitate și pentru că avem chef să facem treaba asta. Da, mă, și n-avem nicio miză. Știi ce? Noi nu avem nicio miză, nu așteptăm nimic. Da. Băi, Tavi, auzi, Tavi, ți-ai pus și pantofi cu toc? Că văd că ți-ai pus un colier de gagică la gât. Nu, e niște pietre din Iran, nu e... Ești apărat? Deci ești apărat ca bazele NATO, te simți. Da, eu mi-am făcut ăsta, unitatea mea militară aici. Am înțeles. Dar alea resping radiațiile, nu? Dacă vine ceva... Păi nu poți, bă, dacă citești Milorad Pavic și ceea ce visează, ceea ce trăim noi, el visează. Deci nu poți să citești și să nu fii influențat într-un fel sau altul de oamenii ăștia mari, care au spus la timpul lor. Mi-aduc aminte acum de o carte genială, mai un minut, dacă mă mai lași. Insula altuia, de Jacques Perry. Deci Jacques Perry, Insula altuia. Acolo un tip intră pe o insulă pe proprietatea unui om bogat, cu care avea o vilă mișto, și începe să retrăiască, se uită la... Îi folosește vinurile, mănâncă din frigiderul lui, încearcă să reconstituie pe acest personaj, Laurent Mathieu,
absolut genial, citiți Insula Altoia, că e un alt fel de a percepe, cum să zic, comunicarea cu un om pe care nu-l cunoști. Aici, neomarxiștii la asta vor să ajungă, la lipsa de comunicare. Voi întrebați de ce nu s-a sesizat nimeni și că noi nu încuiam înainte casele, pentru că aveam o comunicare și încercam să știm lucruri și să ne asumăm pe celălalt de lângă noi. Aveam o comuniune. Neomarxismul taie comuniunile, însingurează oamenii. De aceea se pot întâmpla nenorociri. Deci Insula Altoia, Jacques Perry. O carte absolut nemaipomenită. O știu, am citit-o și la recomandarea ta, într-adevăr, o carte foarte mișto. Mulțumim încă o dată, Tavi, pentru recomandările astea, că adevărul e că... Cu drag! Ne prim foarte bine. Am citit cărți recomandate de tine și chiar sunt ce trebuie. Bun, cam asta fuse, da? Nu uitați, deci like, share, abonați-vă dacă nu v-ați abonat, asta o știți deja, nu vreau să vă plictisesc foarte tare. Băi, și implicați-vă, mă, pune și voi niște întrebări, mai luați-i pe ăștia de gât, mai vin acum, vor veni cu cerșitul de voturi pe la toată lumea, vor promite pe Măsa, pe Taxo, că sunt europarlamentare, locale, așa, nu știu ce. Întrebați-i, bă, dar ne întrebați, mă, și pe noi când luați câte o decizie din asta, cu baze NATO, cu impozitări, cu nu știu ce, cu una alta, nu vreți să mai faceți și voi niște dezbateri, una alta, să auzim și noi. De-aia au anulat, mă, și dezbaterile la pentru președinția României și pentru orice, ca să nu mai existe puncte de vedere pro-contra. Când într-o societate nu mai ai pro-contra, da? Puncte de vedere argumentate, fiecare să vină să susține de ce e bine așa, îl lasă să spună de ce nu e bine sau de ce e bine cum zice el în comparație cu ce zice celălalt, înseamnă că societatea aia a murit, mă. S-a terminat. Întrebarea noastră ar trebui să fie, băi, noi ce ne alegem? Că vin alegerile. Ne alegem reprezentanți sau stăpâni? Da, și asta e foarte bună întrebare. Păi da, da. Deci hai să poate ne înviem cumva, poate. Dă, Dumnezeu, uite că se apropie Paștele, nu știu ce. Bă, poate ne revenim cumva, poate are loc o resurecție, ceva, se întâmplă ceva în societatea românească. Hai, că e nevoie, nu se mai poate niște omide așa, omizi așa care să trăsc de la o zi la alta, dintr-o parte în alta. Bă, nu se poate. Mă, deja suntem așa. Da, nu știu, încă, mai ca să încheiem optimist, cred că încă se mai pot face lucruri, dar ar fi nevoie de o societate care să deschide ochii, nu să stea și să picotească. Ne oprim aici, să aveți un sfârșit de săptămână absolut minunat, liniștitor, cu restul vă descurcați voi, sănătos să fiți, pa, pa!